pastila da fisico. Experimentul lui Eratosthenes este un experiment simplu cu un rezultat mare. Lumina provenită de la o sursă de lumină ajunge pe un corp opac. Putem observa în spatele acestuia o zonă întunecată numită umbră. Eratosthenes a fost un matematician, geograf și astronom antic grec. El a descoperit cum să utilizeze umbra corpurilor pentru a calcula circumferința Pământului. Aflat la Siene pe 21 iunie, cea mai lungă zi a anului, Eratosthenes a observat că obiectele nu aveau umbră. Tot pe 21 iunie, anul următor, aflat la Alexandria, a observat că acolo corpurile aveau umbră. Așa și-a dat seama că suprafața Pământului este curbată. Eratosthenes a calculat unghiul corespunzător distanței dintre cele două localități, apoi a calculat circumferința Pământului, aproximativ 40.000 de kilometri. Și tu poți face acest experiment. Ai nevoie de un băț cu lungimea de un metru, o ruletă cu care să faci măsurători. La început trebuie să stabilești la ce distanță te afli față de ecuator. Poți stabili aceasta cu aplicația Google Earth. Trebuie să faci experimentul la amiază, atunci când razele soarelui cad perpendicular la ecuator. Determinarea orei exacte o poți face cu aplicația Stellarium. Fixează bățul vertical în pământ. Atunci când soarele se află la amiază, măsoară lungimea umbrei. Calculează apoi tangenta unghiului teta prin raportul dintre lungimea umbrei și lungimea bățului. Folosește formula pentru a calcula circumferința Pământului. Teta este unghiul pe care l-ai calculat și de este distanța de la poziția ta până la ecuator. Succes!